Mergem mai departe. Premiul pentru inovație și dezvoltare sustenabilă în media se acordă domnului Iugur Ieșil, CEO și Executive Board Member Dogan Media International. Domnia sa este omul de numele căruia se leagă evoluția spectaculoasă a acestui grup, care a intrat pe piața media din România în urmă cu 16 ani, odată cu lansarea Canal D. Astăzi, Dogan Media International reprezintă una dintre cele mai puternice companii de pe piața media și a lansat recent, mai exact pe 2 aprilie anul acesta, o nouă televiziune generalistă, Canal D2. A fost un pas firesc care a captat atenția lumii de business și a milioane de telespectatori. Cu expertiză de 16 ani în media, cu o infrastructură și know-how-ul dobândit în toată această perioadă, folosind inteligent resursele existente, lansarea noii televiziuni a venit ca un pas firesc. Grupul conectează un public uriaș și informația relevantă ajunge la spectatorii ei. TV, prin TV, radio și digital. Iugur Ieșil este liderul vizionar din spatele acestui succes. Dogan Media International nu numai că face performanță prin proprietățile sale, dar se extinde continuu și aduce perspective inspiraționale pentru public și pentru industria media. Domnia sa nu a putut fi prezent în această seară, dar o invit pe scenă pe Cristina Sava, director de comunicare și marketing Dogan Media International sau International? Internațional. Bună seara! Mulțumesc! Bună seara! Sunt onorată să primesc acest premiu în numele CEO-ului Canal D, domnul Iugur Ieșil. Vă transmite toate cele bune, din păcate nu a reușit să fie prezent alături de noi. Suntem onorați de acest premiu, sunt convinsă că dacă ar fi fost alături de noi, l-ar fi dedicat echipei. A fost un an plin pentru noi, a fost un an în care ne-am consolidat poziția ca și grup pe piața media din România. Am făcut într-adevăr un pas îndrăsneț în acela de a lansa o televiziune într-un mediu destul de competitiv și dificil. Suntem bucuroși că ne-am consolidat această poziție și am făcut-o abordând în fiecare an aceeași rețetă, o strategie proprie de conținut, de programare, de marketing și comunicare, și în felul acesta am reușit să ne menținem poziția în topul televiziunilor generaliste. Și promitem să aducem în continuare calitate pe piața media din România. Mulțumim și noi și să ne revedem cu bine la următoarele gale. Mulțumim! Felicitări pentru tot ceea ce faceți! Seară bună și numai bine, un an nou fericit! Mulțumim.